Astăzi continuăm cu partea a doua despre psalmul 119 și continuăm cu următoarele litere care compun alfabetul ebraic și găsim alte concepte frumoase care întregesc imaginea plăcută a scopului etern al lui Dumnezeu în cadrul seriei noastre intitulată Shekina, Icabod și Mireasa. Vă reamintesc că psalmul 119 este un cântare de dragoste pentru legea lui Dumnezeu, pentru sistemul de operare care este văzut ca o ființă vie, care este adorată ca o iubită, care este dorită mai mult decât viața. Este la fel cu cântarea aceasta pe care o va cânta ultima generație în cântarea mielului. Este o bucurie să prezint aceste, acest sistem de operare de la A la Z, și să ne bucurăm de uh, micile uh, străluciri uh, care devin mărețe în momentul în care le pui în cadrul scopului etern al lui Dumnezeu și le vezi prin ochii uh, luminei crescând a soliei Îngerului al treilea. Am ajuns la uh, 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 litera Heth de la versetul 57 la versetul 64. Uh, și am intitulat această, această uh, cumularea de versete, se poate păzi legea într-o natură păcătoasă, pentru că este prea slăvită, este prea mărită de, de David. Dar vreau să, ne vreau să înțelegem dacă poate să o păzim sau nu o să o păzim. E doar o imagine de a înțelege bine ce se întâmplă, ce să facem pe planeta Pământ, ce să facem că viața noastră se învârtește aici, în natura noastră păcătoasă. Da, vom ține legea aceasta când vom fi părtași de natură divină, dar ce să facem până în momentul acela? Versetul este, partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale, să păzesc cuvintele tale, să-mi fie scris acest sistem de operare, să, scriu, să trăiesc în această părtășie de natură divină. Se poate păzi legea într-o natură păcătoasă și acum iau cele mai prevalente poziții care există în Biserica de ziua 7. Așa să încep cu poziția liberală. Și vreau să vă spun că, pe scurt, concepția este că nu se poate trăi în neprihănire atâta timp cât ai o natură păcătoasă. În general, asta spun teologii uh, poziției liberale din Biserica Adventistă de ziua VII, -a, uh, pentru că ei știu că... Natura umană este moștenirea noastră după căderea lui Adam. Și asta este baza prezentării lor prin mediile academice, adventiste, și eu o văd destul de prezentă la anvoanele noastre și prin marile comunități din Statele Unite și chiar din România. Cei mai mari teologi ai ai bisericii, atenție de ziua șaptea, care compun uh, poziția liberală din cadrul bisericii noastre, privește societatea umană și se uită în mod clar, sunt uh, inteligenți, au studii în legătură cu lucrul acesta și zic domnule, n-am văzut până în prezent în afară de Hristos ca să fi fost vreun om care să fi trăit fără de păcat dincoace, dincolo de grădina Edenului. Și uh, spun în mod clar că Hristos a fost excepția și vreau să vă mai spun un lucru, ei zic că excepția aceasta nu a fost posibilă în cazul lui Hristos decât datorită faptului că El nu a avut natura noastră. Deci a fost un Dumnezeu care a avut un corp uman. Deci El a fost excepția, dar din cauza că nu a avut natura uh, noastră umană. Așa spune curentul liberal. Și de aici puteți observa că uh, totul uh, uh, pornește de la confuzia lor cu privire la natura Domnului Isus Hristos. Asta e punctul central al teologiei lor. Privesc la Isus Hristos ca și când n-ar fi avut natura noastră. N-a fost un membru al familiei umane, părtaș de natură divină. Și de aici rezultă teologia aceasta cu privire la păzirea legii într-o natură păcătoasă. Și vreau să vă spun că aici este teribil, pentru că confuzia aceasta cu privire la natura Domnului Hristos generează, de fapt, cele mai bizare credințe despre concepte precum încheierea lucrării, despre timpul eliberării, despre starea de păcat sau fără de păcat a ultimei generații, despre închiderea Harului. Toate sunt învățături de bază care, pe care au fost construită biserica noastră. Și uite așa, în biserica noastră s-a ajuns în curentul liberal a oamenilor destupați la minte care nu și-au lăsat creierul la garderobă, s-a ajuns să se gândească și să se îmbrățeșeze credința populară a lumii creștine, care serbează Duminica, că eliberarea de păcat nu poate avea loc decât în momentul plecării la cer. Și ei spun, domnule, nu a trăit nimeni. Dacă Hristos a trăit, este din cauza că a avut altă natură. Din cauza aceasta urmează tot felul de credințe care influențează toate concepțiile noastre adventiste și concluzia este ca celelalte biserici. Numai că ei se duc la biserică duminica și noi ne ducem sâmbătă. Avem același Hristos, avem același Dumnezeu și avem aceeași Evanghelie. Și pe toți ne leagă îndreptățirea prin credință. Deci răspunsul se poate păzi legea în natura păcătoasă? Nu se poate. Când va ajunge să ajungem noi fără de păcat? În momentul în care vine Hristos, într-o clipită ne-a la cer și s-a terminat. Asta e tot, mă frate. În rest, trăim prin gerfa Domnului Isus Hristos. În momentul în care vom pleca la cer, și când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Asta este baza școlilor noastre de teologie, de la Andrews până la cele mai mari universități. Am învățat-o la, la Sierra și uh, pentru ei. N-au nicio treabă cu spiritul profetic, n-au nicio legătură cu uh, uh, scrierile pe care le-a le făcut sora White uh, și nu bagă în seamă faptul că eliberarea de păcat și sigilarea vor avea loc sub puterea ploii târzii înainte de închiderea Harului și înainte de începerea celor șapte plăți și deci înainte de revenirea lui omului Iisus Hristos. N-au nicio treabă cu așa ceva, deloc. Se poate păzi legea în natura omenească de căzută? Poziția liberală. Acum vin conservatorii. Conservatorii zic, domnule, e frumos aspectul acesta al nașterii din nou și a părtășiei de natură divină, și îi spun că, în general, în mod individual, noi primim această haină la botez și că sfințirea este o lucrare de o viață întreagă. Bine, ei mai păcătuiesc. Noi mai păcătuim toți că ne ducem acolo. Pentru mine e teribil să spui că ești născut din nou, dar totuși mai păcătuiești uneori. Asta e o cacofonie pe care nu o înțelege nici satana. Dar satana e bucuros dacă prezentem astfel de învățături. Adică cum mă frate să fii părtaș de natură divină? Cum mă frate pastor să spui că ești părtaș de natură divină și te rogi pentru așa ceva? Să spui că ești de născut din nou și mâine să păcătuiești din nou. Cum să spui așa ceva? Dar merge, azi, azi el e bucuros pentru astfel de lucruri și mai ales când frații spun amin, pentru că a spus-o fratele pastor sau fratele profesor. Eu m-aș fi așteptat ca în biserica noastră la acest uh, sfârșit de istorie poporului Dumnezeu să priceapă măcar textul acela din Ioan care spune, cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și că singurul pământean sau membru al familiei umane care nu a păcătuit și care se clasifică uh, uh, fără nicio problemă, nefiind în opoziție cu acest verset, este Domnul Isus Hristos. Noi toți ceilalți suntem niște mincinoși dacă pretindem că nu păcătuim. Vreau să spun încă de la început, pentru că asta spun conservatorii. De deci, suntem părtași de natură divină, avem haina primită, e o lucrare de viață întreagă, prin urmare la sfârșitul vieții vei fi sfânt, iar ceilalți tineri și cu asta nu au nicio situație. Dar cam astea sunt imaginile și nu vreau ca să fiu răutăcios ca să spunem, e teribil. Deci oamenii ăștia spun, se poate, domne le, ține legea. E la nivel individual, fiecare cu viața lui, fiecare cu problema lui, fiecare pastor cu biserica lui. Adică pretindem că, deși păcătuim, totuși suntem născuți din nou. Adică nu suntem chiar născuți din nou. Asta e o lucrare de o viață întreagă. Adică nu știu cum. Adică suntem născuți parțial. Adică suntem parțial. Nu? Cu altfel nu merge. Și e, ne continuăm viața și mergem la biserică și mai facem o spălare a picioarelor și mai luăm câte o cină și mai suntem serioși și mai dăm câte un ban și cam asta este istoria. La modul practic aceasta este poziția pe care o au conservatorii. Și bineînțeles că vin, vine curentul liberal și râd de așa ceva. Și te uiți la David și zici, David, tu ce ai vrut să spui? Ce ai vrut să spui? Că tot ceea ce ni se cere este să păzim cuvintele tale și singura noastră chemare este să păstrăm poruncile teamă. Dar, de asemenea, perle sunt capabili, este capabil îngerul bisericii, atât într-un curent și din altul, în momentul în care calcă în picioare solia aceasta foarte prețioasă. Asta este vinul babilonian, acesta este vinul babilonian care ția mințile. Și asta nu este o boală de beție o beție care a început numai în secolul nostru și cu generația noastră. Nu, asta a început încă de la Sinai. Că a mai fost o grupă de conservatori, ca să vorbim așa în termen spiritual, care la Sinai au spus, ei vom face tot ce a zis Domnul. De acolo a început. Și bineînțeles că n-au făcut tot ce a zis Domnul și Domnul a știut foarte bine că noi nu putem să facem așa ceva. Ei n-au înțeles că legea aceea trebuia să fie în, pe piață trebuia să fie un drumător spre Hristos, adică omenescul plus divinul, un indicator, un pedagog spre omenirea deconectată de la sursa vieții spre scopul etern al lui Dumnezeu. Asta înseamnă neprihănirea lui Hristos în legătură cu lege. Neprihănirea prin unirea omenescului cu divinul. Și au zis, vom face! Și ceilalți din timpul nostru spun și ei că vor face, numai că într-o altă formă. Și de sute de ani vreau să vă spun că poporul evreu au crezut că vor ajunge la neprihănire prin păzirea legii. Și ei n-au înțeles natura păcatului, n-au înțeles ce înseamnă despărțirea aceasta de divinitate. N-au înțeles că în noi este o altă lege, legea păcatului și a morții, aflată în conflict mortal cu legea Duhului de viață. Sărim sute de ani și venim în secolul XIX și tragedia aceasta s-a repetat în perioada 1844. Și mai ales a luat amplare ca urmare a respingerii foarte prețioase solii trimise de domnul în 1888 prin Jones și Wagner. Adică în 1844, punct de referință în, 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 tot ceea ce înseamnă mișcarea adventă, a început prima fază a lucrării lui Hristos, dincolo de perdea. A început nunta sau marea zei spășirii cu cei morți în Domnul, cu cei înregistrat în cartea vieții mielului. Uh, și uh, problema este, ca să sar așa și să vă dau doar o imagine de ansamblu, este că pionerii noștri, în loc să vadă păzirea legii ca rezultat al scrierii sistemului de apărare, al încheierii noului legământ, ăla din Iremia, voi scrie poruncile mele în mintea și in inima lor, pe care o cântă și o preamărește David, au văzut pionerii noștri o primă condiție pentru primirea legământului. Deci ții poruncile ca să ți se dea legământul. Nu ții, nu scrii legământul ca apoi să ții legile. Asta s-a întâmplat în timpul primilor zori ai mișcării advente și care a luat amploare după 1888. Și de aici s-a ajuns până la aberanta situație actuală în credința și în practica adventistă pe linie conservatoare și pe linie literală, dar conservatoare și pe linie liberală, dar pe linie conservatoare s-a ajuns la credința aberantă predicată la ora actuală că dacă vrei să primești nou legământ, nunta, unirea dintre divin și uman, părtășia de natură divină, trebuie să păzești poruncile în mod perfect. Ceea ce Biserica Adventistă face pentru că ține sabatul și atunci nu păcătuiește și prin comparație este poporul lui Dumnezeu. Și vine David și spune, partea mea, o doamne, o spun, este să păzesc cuvintele tale. Dar se poate sau nu se poate? Se poate sau nu se poate? Se poate să păzești poruncile mai înainte ca ele să fie scrise de Dumnezeu în minte și în inimă? Poți trăi în neprihănire și, fie și fără să fii părtaș de natură divină? Și noi spunem, nu se poate! Nu se poate, nu pentru că spunem noi, pentru că înțelegem ce înseamnă fără sistem de operare. Înțelegem ce este părtășia de natură divină. Vedem cine a fost Hristos. Și nu este nimic mai satanic decât să susții o astfel de idee pentru că este de sorginte satanică. Pentru că cu asta i-a păcălit Satana pe îngerii din cer, cu asta l-a păcălit pe Adam și pe Eva, și cu asta îi, 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 îi păcălește pe credincioși și pe teologii vremelor noastre. Nu aveți nevoie de o lege scrisă în minte și în inimă, toți sunteți Sfinți și nu puteți să greșiți. Nu aveți nevoie că nimeni n-a trăit. Hristos este de altă natură în linia aceasta. Nu e nevoie să ne batem capul. Ceilalți spun, da, se poate individual, luptăm toată viața. Dar niciunul nu spun. Întâi de toate trebuie să fie scrisă legea aceasta în minte și în inimă ca să păzim toate poruncile. Doar așa partea mea, Doamne, este să pot să păzesc cuvintele tale. Doar când va fi scrisă sistemul de operare, instalarea Duhului Sfânt, atunci voi putea să țin porunce, poruncile acestea. Legea aceasta, legea aceasta a fost văzută ca o piedică în calea evoluției infinite. Asta le-a spus satana. Noi n-am putea să mergem, că de acolo și-a extras seva toate ideile acestea care sunt în sânul aceleiași biserici, care este numită ultima biserică, copilul lui Dumnezeu, biserica adevărată. În sânul acelei biserici, două idei atât de contrastante cu privire la calea consacrată. Eu vă propun să nu mergeți nici într-o parte, nici în alta, ci să mergeți la garant, să mergeți la la cel care a ratificat cu viața sa calea consacrată, la Hristos, care spune cât se poate declar prin viața sa că fără legea Duhului de Viață locuind în Templul Inimii, nu există păzirea legii. Nu există păzirea legii. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină, deci este ceva care se va întâmpla la viitor, și viața lui declară și dovedește, garantează că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Vreți să ascultați de profeții lui Baal, care declară că se poate trăi fără păcat și înainte ca unirea aceasta să se realizeze, sunteți liberi. Vreți să credeți că se poate păzi legea și sub domnia legii păcatului și a morții? Faceți-o toată viața și vedeți dacă o să reușiți. Eu vreau să vă spun că în Biblia ăștia sunt numiți niște imitatori, niște slujitori care imită neprihănirea, o neprihănire care nu are nicio legătură cu neprihănirea pe care o oferă Domnul Hristos. Când ocolești nunta, când bat jocorești marea zi a ispășirii, ai parte de o neprihănire, dar este o neprihănire bazată și confirmată de simțuri și evaluări ale unei minți despărțite de Dumnezeu, pentru că așa spune doctrina limitată a bisericii tale. Faceți ce doriți dumneavoastră. Uitați-vă cum a înhămat pe oameni la performanțe pe care nimeni nu le-a obținut niciodată, nici în cer, nici pe pământ, și care nu este legea care conduce Serafimul Luminos și Sfânt și fiecare om pe care dorește să facă lucrul acesta. Inclusiv omul Iisus Hristos. Nu se poate trăi în neprihănire fără unirea cu Divinul. Istoria a demonstrat acest lucru fără nici un dubiu. Vreți să facem altceva? Călcăm în picioare și devenim brați la bați cu batjocoritorii îngânfați din prezentarea precedentă și ajungem ca oamenii care au acces la cele mai multe informații de pe planetă să se prindă în acest joc diabolic de a demonstra că se poate păzi legea mai înainte ca ea să fie scrisă în inimă. Asta este o sfidare grosolană al lui Dumnezeu și a planului său. Este un dispreț total. Este un dispreț total. Nu se poate demonstra ceea ce nici Hristos n-a demonstrat. Știu că pe de altă parte spune, oameni, dar atunci voi ce vreți să crede așa într-un moment anume în care va fi lucrul acesta? Fraților, atunci se va ține legea, atunci vom trăi în neprihănire. Fără a fi uniți cu Divinul, nu se poate trăi în neprihănire. Tot ceea ce facem sunt sfaturi bune, încercăm să ne protejăm, încercăm să facem, nu călcăm în picioare, nu suntem niște ticăloși, nu facem uh, uh, lucrurile neînțelegând în subdomnia cui suntem, dar asta este realitatea. Asta este legea pe care vrea să o înscrie. Dacă dumneavoastră o aveți deja înscrisă, cu siguranță că nu veți participa la Marea Zi a Ispășirii. Bun, trecem mai departe la a noua literă a alfabetului evreiesc, litera Teth, de la versetul 65 la 72. Și am intitulat această prezentare Prețioasa ta lege. Și el spune, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Prețioasa ta lege. O mie de lucruri de aur și de argint. Este, nu se poate cântări cât de minunată și cât de prețioasă este legea aceasta. Cum cântărim noi? De unde avem noi dragostea aceasta pentru, pentru legea lui Dumnezeu? Și vreau să o leg iarăși de începuturile mișcării noastre advente și de perioada 1888. Să vedeți de ce totul este legat în această solie din 1888. Și vreau să vă spun că un martor ocular spunea că la sesiunea din 1888 Sora White asculta cu atenție prezentările lui Wagner și uneori spunea cu voce tare în timpul predicilor. Băi, fraților, aici este mare lumină. Și uh, o să zici că mulți dintre dumneavoastră a, zi, domnule, a spus și sora White acolo, fraților, este mare lumină. mai se trezește câte unul în biserică și spune aleluia, Amin, preț de lor și așa mai departe, se sunt manifestări emoționale. Nu putem să facem că aici este baza inspirației pe care a avut-o Profetul lui Dumnezeu. Dar nu era vorba despre o predică bună. Poziția ei ulteritoare, ulterioară despre descoperirile acestea, despre lumina nouă, ne demonstrează că ea era uimită și depășea mult mai mult decât manifestarea emoțională la auzul unei predici. Bune! De ce spun lucrul acesta? Pentru că la Minneapolis ea, imediat după Minneapolis ea a început să înțeleagă cât de limitată era percepția noastră, cât de limitată era credința noastră, deși formularea credinței bisericii de atunci e, nu a suferit nici o îmbunătățire până în ziua de astăzi. Băi, fraților, nici una! Nici una! Noi Știm una și bună, stăm la vechile hotare de mai bine de un secol, mai schimbăm câte un cuvânt și nimic mai mult. Dar ea spune că formularea credinței bisericii noastre este foarte, foarte limitată. Și ea spune că abia atunci am început să avem o slabă licărire despre ce înseamnă credința. Sau că noi nu înțelegem și nici nu experimentăm credința așa cum ar trebui. Sau zice, avem doar sclipiri ale razilor de lumină în care trebuie să vină peste noi. Adică, Sora White, ca să spui tu lucrurile acestea, că nu s-a schimbat nimic în formularea credințelor noastre și să spui că nu am înțeles prea bine credința, când deja s-au așezat bazele. Uh, uh, toate conferințelor sabatice pe care le-am avut și a marilor concepte despre starea omului moarte și despre sanctuar, despre sabat și despre toate astea, să spui că avem o licărire și că zgâriem la suprafață. Toate lucrurile acestea spun că sora Wai nu a avut doar o, o, reacție emotivă la o predică bună. Ea a spus aici e lumină nouă, este mare adevăr, este ceva prețios despre adevărul lui Dumnezeu. Adevăr, lege, scop etern, sunt toate sinonime. În, manual, în manuscrisul 15 din 1888 chiar citează vorbele îngerului care spunea că mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Această solie înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul va lumina pământul cu slava ei. E prețioasă, fraților, e lumină. Va umple pământul cu slava ei. Nu poți să-mi dai o mie de lucruri de aur și de argint cât de prețioasă este această lucrare. Dar e mare de tot, abia am, supra... am, am, am zgriat la suprafață. Ce e interesant este că Îngerul leagă solia 1888 de lucrarea acestui înger, al patrulea înger din Apocalips 19, a cărui slabă va umple tot pământul, veți să vedeți cât de prețioasă este această lege? Păi e legată de lucrarea celor de-a patru, patrulea înger, a cărui a limită este umplerea cerului și al pământului din Apocalips 18. Ce lucruri se găsesc? Cât de adâncă este această lege, adevărul tău, prețiozitatea acestei legi, prețiozitatea acestui sistem de operare, prețiozitatea acestui solii, foarte prețioase. Și uh, într-un alt articol din Review, la câțiva ani după Minneapolis, ea confirmă această legătură cu mare forță și zice că lumina uh, urmează să fie descoperită și comunicată chiar înaintea timpului de strânturare. Credem noi chiar acum, ascultați. Faptul că timpul strâmtorării și al persecuției este chiar înaintea poporului lui Dumnezeu nu trebuie să-i descurajeze în prezentarea adevărului. Ei trebuie să proclame adevărul deoarece acesta este adevăr. Perle de gândire trebuie adunate și eliberate din legătura lor cu eroarea, căci prin asocierea lor cu eroarea, autorul adevărului a fost dezonorat cât de prețioasă este legea ta, prețioase, perle de gândire din psalmul 119, din psalmul 74, din psalmul 91, din psalmul 2, din toți psalmii, din toate capitolele Scripturii. Și vedeți cum se specifică, fără ezitare, în ce domeniu perle adevărului trebuiesc separate de eroare. Că spune mai departe, mărgăritarele prețioase ale neprihănirii lui Hristos ale neprihănirii lui Hristos, adevăruri de origine divină, trebuie căutate cu grijă și așezate la locul lor spre a străluci cu scribiri divine în întunericul moral al lumii. Faceți ca perele strălucitoare ale adevărului pe care Dumnezeu le-a oferit omului spre a orna și înălța numele său să fie recuperată de sub gunoiul erorilor, așezate acolo de călcătorii legii lui Dumnezeu, slujind scopurilor marului amăgitor prin conexiunea lor cu eroarea, așezați din nou perlele luminii divine în cadrul Evangheliei. Nimic să nu se piardă din lumina prețioasă care vine de la tronul lui Dumnezeu. Vedeți cât de prețioasă, vedeți, vedeți mărgăritoarele prețioase ale neprihănirii lui Hristos? Pentru că cu această lumină prețioasă s-a făcut ceva cumplit, mă fraților, s-a făcut ceva cumplit. Ea a fost, lumina aceasta, ea a fost aplicată greșit și lepădată ca fiind nefolositoare. Dar ea este trimisă din cer, e prețioasă și fiecare perlă trebuie să devină proprietatea poporului Dumnezeu și să-și găsească poziția reală în cadrul adevărului. Perlele prețioase ale luminii divine trebuie adunate la oaltă și cu ajutorul Duhului Sfânt trebuie plasate în cadrul sistemului Evangheliei. Dumnezeu a revărsat Spiritul Său peste slujitorii Săi, calificându-i ca să-și folosească talentul, descoperind adevărul celor ce se află în întuneric. Dar capacitatea prin care adevărul poate fi transmis altora a fost pervertită și folosită spre a înșela. Ei își folosesc darurile așa cum le-a folosit satana, amăgind pe îngerii din cer, înălțând eul și folosind dușdarurile pentru slava proprie. Ei ajung pradă confuziei, mințile lor sunt întunecate de vrășmașul, iar adevărurile primite de la Dumnezeu sunt îngropate sub mormane de erori. Sau pervertite spre a folosi cauzei nelegiuirii, dar aceste raze de lumină nu vor fi pierdute pentru omenire. Ele trebuie să fie o lampă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. Aceste perle vor da strălucire și frumusețe Evangheliei, strălucind ca stelele în bezna morală care acoperă lumea. Asta spunea sora Oai, fraților, aici este mare lumină. Asta a inspirat-o Duhul Sfânt să spună și noi luăm aceste raze de lumină și atunci el spunea că abia la, la, suprafață e mult, mult, mult moloz și multă eroare. Dacă îngerul spunea în 1888 că mai este multă lumină care va izvori din solia neprihănirii lui Hristos, care este unirea omenescului cu Divinul, care este scopul etern, legea sa, de ce este biserica impusă, împinsă pe un drum complet opus recomandării pe care o dă îngerul? De ce strategia fiecărei biserici din Statele Unite de România și de pe acest glob este creștere, unitate și viață mai bună când lumea are nevoie disperată de această lege, de razele prețioase ale legii lui Dumnezeu, ale neprihănirii lui Hristos pe care și-a luat timp să o descrie David. De ce noi, de ce noi alături de alții am îngropat sub gromezile de erori ale teologiei moderne în loc să le punem la suprafață? fraților. Ultima solie de har nu este o nuanță mai nouă uh, uh, care să uh, învioreze frații și să ne simțim și noi bine și să zicem amin mă frate. Nu! E o lumină care ți-au -ți ochii. E lumina strălucitoare a sistemului de operare. E coborâtă din cer. O scrie David în 176 de versete. Nu poți să te mai oprești. cel mai lung capitol din, din Biblie. E o Diferențiere clară. Se trage o clară deosebire între Hristos și Bal. Se arată care este sistemul de operare, care este taina Vlavi, care este taina fără de legii, care este contextul marii controverse. Nu lucruri emoționale. Mai mult prețuiește pentru mine legea Guritale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Mai mult prețuiește pentru mine legea Guritale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Asta este ceea ce prezentăm noi marele adevăr. Adevăr, adevăr, lege, porunci, judecată, toate vorbesc despre lege, neprihănia lui Hristos. Nu sunt alte concepte. Și acum ajungem la litera Iod, de la 73 la 80. Legea ta este desfătarea mea, desfătarea mea. Să vină peste mine îndurările tale ca să trăiesc, căci legea ta este desfătarea mea să vină peste mine în durările tale ca să trăiești, căci legea ta este desfătarea mea. Dar de ce era așa de desfătat David? Cum putem să fim și noi desfătați în scrierea sistemului de operare divin? Și eu zic că aceasta ar trebui să fie cea mai mare desfătare a urmașilor lui Hristos de astăzi, dacă avem încredere în Dumnezeu, care ne-a spus că mai este multă lumină care trebuie să strălucească din uh, legea lui Dumnezeu și din Evanghelia Neprihănirii. Uh, și uh, că tot vorbim despre această scriere a Sorei White din manuscritul 15 din 1888, ea continuă această uh, propoziție și uh, face referire, bineînțeles, că la solia nepriehanirii lui Hristos atât prin frații Jones și Wagner și uh, ea continuă. Această solie înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul va lumina Pământul cu slava ei, ceea ce am vorbit în, uh, în prezentarea trecută înțeleasă în adevăratul ei caracter. Dar ce, se poate înțelege și greșit? Păi da, e plin de frați care zic că au înțeles ori 1888. În adevăratul ei caracter. În adevăratul ei caracter sunt câteva coordonate care trebuie să ne dovedească lucrul acesta. Solia, fraților, este despre credința lui Isus Hristos. Da? De ce el nu păcătuia? Este credința care face să vedem frumusețea legii, prețiozitatea legii și să înțelegem cum este natura umană fără sistemul de operare, care este forma prin care poate să fie readusă în armonie. Dacă se încadrează în aceste coordonate, atunci este o solie prețioasă și este adevărată. Asta este adevăratul caracter al soliei lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu promite că El va scrie această lege în mintea omenească și că abia atunci se va produce neprihănire veșnică, neprihănire autentică. Daniel 9 vorbește cel mai bine. Cel mai bun capitol pe care puteți să-l puneți în legătură cu acest verset este Daniel capitolul 19, unde se vorbește despre neprihănirea autentică. Și cel mai bine poți să o urmărești în Hristos. Vrei o vitrină care să-ți arate adevărul trăit în carne și nu în oase într-un membru al familiei umane? Privește-l pe Hristos. Universul s-a uitat la el și a spus, da, ăsta este produsul. Și acum noi suntem invitați să privim la el. Vreau să vă spun că urmașii mișcării advente nu au reușit să vadă lucrurile minunate ale legii. N-au reușit. Ați văzut în versetele anterioare cum s-a întâmplat acest lucru. Pentru ei legea n-a fost văzută ca o persoană, ca un drumător la Hristos, la vitrina asta. Pentru ei legea a fost văzută ca un, o exprimare austeră, impersonală, în aspectul ei prohibitiv. Ce să nu faci. Și în 1888, Domnul a venit să corecteze tendința aceasta, care nu era făcută, era făcută din sinceritate, dar era greșită. Și Domnul a spus, uite, vă deschid drumul către orizontul luminos al legii, către scopul de operare. Puteți să-l vedeți în Hristos. lați ați înțeles pe Hristos, înțelegeți sistemul de operare. Dar primul lucru pe care trebuie să-l corectați este eroarea în a vedea legea din Galateni doar în, în latura ei ceremonială. Pentru că vreau să vă spun, parafrazăm spusele Duhului Sfânt, că acolo se vorbește în special despre legea morală. Și ascultați, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. În acest pașaj Duhul Sfânt vorbește prin Apostolul Pavel în special despre legea morală. Refuzul de a renunța la păreri preconcepute și de a accepta acest adevăr se află în mare parte la baza opoziției manifestate la Minneapolis față de solia Domnului transmisă prin frații Wagner și Jones. Prin stârnirea acelei opoziții, Satan a reușit în mare măsură să îndepărteze de la poporul nostru puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să le împărtășească. Vrășmașul i-a împiedicat să obțină eficiența pe care ar fi putut să o aibă în comunicarea adevărului către lume, așa cum l-au proclamat apostolii în ziua cinzecimii. Lumina care trebuia să lumineze întreg pământul cu slava ei a fost respinsă și prin acțiunea propriilor noștri frați a fost într-o mare măsură ținută de parte de lume. de lume. Deci, observați, asta este experiența și istoria propriilor noștri frați care nu au crezut că solia era despre neprihania lui Hristos în legătură cu legea. Ei au rămas cu aspectul juridic, cu aspectul prohibitiv. Cu atât au rămas și Domnul a trebuit să corecteze treaba aceasta. Complicațiile care rezultă din călcarea ei erau privite și mai grav ca, o, o, ca, o, ca fiind o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. și Deci se călca și peste caracterul lui Dumnezeu, așa cum se crede și astăzi. Chiar dacă unii zic că ei apreciază tare mult Solia 1888, și asta în ciuda adevărului exprimat cât se poate declara. Deci când vezi legea în aspectul prohibitiv, îl vezi pe Dumnezeu greșit, transcrierea caracterului său și spui că urmarea este o pedeapsă care se impune din partea unui Dumnezeu mânios. Și atâta tot. Domnul a spus, trebuie să corectați imaginea aceasta. Nu doar în aspectul ceremonial, cu reguli. Trebuie să vedeți și în aspectul moral, trebuie să vedeți că este vorba despre un îndrumător și priviți la Hristos, la demonstrație. Noi n-am făcut nicio schimbare de atunci înainte. Și nu l-am văzut bine pe Dumnezeu. Nu l-am văzut pe Dumnezeu bine. Până în ziua de astăzi, noi nu am înțeles. Noi nu trebuie să-L privim pe Dumnezeu ca așteptând să-L pedepsească pe păgătos pentru păcatul lui. Păcatul, păcătosul aduce el însuși pedeapsa asupra lui. Propriile lui acțiuni declanșează o suită de circumstanțe care produc un rezultat sigur. Fiecare călcare a legii se întoarce împotriva păcătosului, lucrează în el o schimbare a caracterului și îl determină să păcătuiască din nou cu mai multă ușurință. Alegând să păcătuiască, oamenii se despart de Dumnezeu, se desprind de sursa binecuvântării și rezultatul sigur este ruina și moartea. Trebuie să înțelegem, fraților, că sistemul juridic divin nu se bazează pe penalități impuse. Dumnezeu nu pedepsește pe cei care aleg să nu țină seama de el. Asta vrea să spună paragraful. Sunt niște fapte făcute în contradicție cu legea care declanșează o suită de circumstanțe care în final duc la moarte. Ceea ce seamănă aia vei se cera. Îl plasez, se păcătosul sigur într-o lume a nelegiuirii. Vedeți? Asta este tot ceea ce se întâmplă. Legea este o exprimare a gândului lui Dumnezeu. Când o primim în Hristos, ea devine gândul nostru, ea ne ridică deasupra dorinților și inclinațiilor firești, deasupra ispitelor care conduc la păcat. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Și nu li se întâmplă nenorocire, nenorocire. nimic nu-i face să se potignească, pentru că înțeleg. Acum înțelegeți de ce scrie Zora White așa, înțelegeți de ce David laudă și nu-i mai ajunge versetele din lumea aceasta ca să vorbească de cât de mult iubește el legea aceasta. Când înțelegi mecanismul, când înțelegi ce este legea, când înțelegi ce este adevărul, când înțelegi ce este desfătarea, toate lucrurile acestea se așează frumos, prioritățile și perceția Scripturii și a planului lui Dumnezeu refuzul de a vedea acest aspect din spectrul vast al lucrurilor minunate ale legii se află încă la baza opoziției manifestate în prezent împotriva soliei din partea Domnului transmisă prin față George și Wagner. Vedeți? Așa este legea sa desfătarea mea. Am făcut legătura cu istoria primilor noștri părinți, cu situația reală, cu caracterul lui Dumnezeu și ce înseamnă să nu vezi că legea este desfătarea mea. Nu așa doar ca să o repeți, să pară frumos. Mai departe, litera CAF, de la versetul 81 la versetul 88, și am vorbit despre ziua mângâierii, oare care o fi ziua aceea? Mi se topesc ochii, ochii după făgăduința așa și zic, când mă vei mângâia? Doamne, când va fi ziua mângâierii, momentul mângâierii? Și vreau să vă spun că misiunea Domnului Hristos a descoperit un tată implicat în lucrurile esențiale ale planului de mântuire. Și asta înseamnă vindecare, asta înseamnă eliberare de păcat, asta înseamnă izbăvire și mângâiere. Dumnezeu nu este implicat în eliberarea de certificată de bună purtare pentru păcătoși, oricât de mult ne -a place noi acest gen de mântuire aviz celor care gândim lucrul acesta. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a să vestesc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinților de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Domnului Dumnezeului nostru, să mângui pe cei întristați. Și acum vreau să vă spun de ce am citit acest verset din profetul Isaia și cum să leg această lucrare a Domnului Hristos, această misiune a Domnului Hristos de vindecare și de ziua mângâierii. Foarte interesant, vreau să vă întreb de unde știa Domnul Hristos că Duhul lui Dumnezeu este în el, în acest verset pe care tocmai l-am citit. Uh, și țineți minte uh, imaginea aceasta, întrebarea aceasta. Dar ceea ce vreau să vă spun este că versetul explică acest lucru, iar concluzia nu poate scăpa nimănui care vrea să, să vadă. Când trimiterea vizează vindecare sau eliberare sau mângâiere sub robia păcatului, izbăvirea de sub puterea lui, putem fi siguri că această lucrare se face doar prin Duhul lui Dumnezeu. Doar prin Duhul lui Dumnezeu. Iar Hristos a îndeplinit această lucrare ca Iosua, ca marele izbăvitor, pentru că vă amintiți că despre el se spune că va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci natura salvării sale e de păcatele sale. Deci vindecarea, eliberarea, mânghierea adevărată vine sub puterea Duhului Sfânt. Cum realizează Duhul Sfânt această lucrare de vindecare pe care Hristos o recunoștea ca membru al familiei umane? De asta el credea că Duhul Sfânt este în el. Și observați cum continuă descrierea misiunii. Să dau celor întristați în Sion... Se le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh măhnit, ca să fie numiți terebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava lui. De deci, sunt întristați, le dau o cunună. În loc de cenușă, le dau o cunună împărătească, că este un sac și în cenușă. Un undelem de bucurie în loc de plâns, le dau mângâiere, o haină de laudă în locul lui duh mâhnit care usucă oasele, ca să fie numiți terebinții neprihănirii un sad al Domnului, ca să slujească pe slava lui. Atunci va fi ziua mângâierii. Dar vă rog să remarcați, le-am mai spus, remarcați poziția în care se găsești cei cărora cerul le face în alta cinste de a le acorda această cunună împărătească și uh, uh, vinul, la, unde lemnul acesta de bucurie. Sunt jos uh, Primesc această haină de laudă, dar sunt disperați în legătură cu natura lor romană. Au înțeles că nimic bun nu locuiește în ei, au înțeles uh, și trăiesc experiența vieții lor în sac și în cenușă, au văzut foarte bine că intențiile lor și că toate lucrurile bune pe care le fac sunt o haină mânjită, că uh, toată. au înțeles natura falimentară a tuturor realizărilor lor spirituale și ale Firii Pământești. Uh, au înțeles că uh, au nevoie de această curună împărătească. De ce? Pentru că s-au uitat la fratele lor mai mare și au, au realizat ceea ce a avut loc în el. Au trecut în experiența răstignirii eului. Ei privesc în jur, ei suspină și gem de nenorocirile care se întâmplă în mijlocul Ierusalimului. Uh, privesc cum îngerul bisericii lor, biserica, anunțită de ziua 7 încearcă să domesticească păcătoșenia inimii firești cu tot felul de planuri și de strategii. Ei văd toate tehnicile de spiritualizare, tot felul de surogate, de pocăință, de cântece, de programe, de uh, lucrări împreună cu diferite demonațiuni, demenați uh, tot felul de împrumuturi, chiar din, din misticism și din uh, tot felul de lucruri. Ei sunt în starea aceasta. Pentru că numai ăștia pot să aprecieze valoarea unde lemnului de bucurie, a mângâierii Duhului Sfânt, a lucrării Duhului Sfânt. Ei înțeleg ce înseamnă părtășia de natură divină. Plâng, își doresc lucrul acesta. Sunt mâhniți profunți de disprețul arătat de frații lor față de haina neprihănirii lui Hristos. Și ei strigă. Ăștia sunt oamenii, ei sunt în starea aceasta. Și lucrarea Duhului Sfânt se va face cu omul smerit și zdrobit sunt cei care strigă, Doamne, avem nevoie de această haină. Avem nevoie, Doamne. Ne bucurăm să o primim din mâna Ta. E haina aceasta pe care poți să ne-o dai. Pe care poți să ne-o dai și Domnul spune, ăștia vor fi sadul meu. Ăștia vor fi terebinți ai neprihănirii. Și nu numai că vor fi câțiva, va fi o ultimă generație de oameni credincioși care vor fi chemați la o asemenea înaltă onoare. Înaltă onoare și la o lucrare plină de admirație pe care Dumnezeu o dă uh, uh, pentru familia umană. Adică gândiți-vă, sad al Domnului, Dumnezeu plantează uh, în, în, în universul său, în împărăția sa, o demonstrație a efectelor părtășiei de natură divină, oameni păcătoși făcuți părtași de natură divină să fie chemați, să fie vindecați. Despre asta vorbește mângâierea. Astea sunt urmările lucrării Duhului Sfânt. Ei vor sigila de, de și ei vor fi rodul lui Hristos, terebinții neprihănirii, terebinții neprihănirii, în care vor avea, va avea loc ceea ce a avut loc în, în fratelor mai mari, în omul Isus Hristos. Asta este vindecarea, asta este ziua mângâierii. Despre asta vreau să vă vorbesc. Băi, fraților, spuneți dumneavoastră dacă există o onoare mai mare și o misiune mai importantă decât aceea de a fi alături de Duhul Sfânt în pregătirea acestor grup de oameni. Spuneți dumneavoastră dacă nu acesta este cel mai spectaculos eveniment al tuturor timpurilor. Își ia David timp să vorbească. Vorbește profetul Isaia, vorbește profetul Eremia, vorbește profetul Ezechiel, vorbește profetul Ellen White, vorbește Maleah despre această zi a mânghierii când deodată Sorul legământului va intra în templul său. Asta este ziua mângâierii. Ziua lucrării, ispășirii finale. Asta pune capăt marii controverse. Și Guvernarea Divină așteaptă oameni care vor zidi iarăși vechile dărămături, vor înțelege sistemul de operare, prețiozitatea, se desfătează în legea sa. Ei cercetează scripturile caută adevărurile ascunse și le prezinte și un singur interes predomină. Care, mă, frate? Domnul, neprihănirea noastră. Asta este oferta cerului. Asta este ziua mângâierii. Eu zic că e cea mai mare ofertă. iată de ce este mângâierea și iată de ce aceasta este cea mai măreață mângâiere care poate să existe în scrierea legii în inima copilor lui Dumnezeu, care plâng și care vor să fie vindecați. E lucrarea lui Hristos. E lucrarea lui Hristos, încă nu și-a încheiat-o. Mai departe, de la versetul 89 la 96, litera la Mef, legea veșnică, că e lege veșnică. Cuvântul tău, Doamne, dă -i nu e în veci, în cer. Cuvântul tău sunt mai multe forme, e cuvântul de legea lui Dumnezeu. Și acesta se va întâmpla în momentul în care fac legătura cu un alt cumul de versete pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine din Ieremia 31, de la versetul 31 la 34. Iată vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Iată legământul pe care le voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor. Iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai, va mai învăța pe aproapele său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că își le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Faților, această profeție este o profeție neîmplinită. De ce? N-a fost realizat. Nu se face individual, nu se face cu o biserică, nu se face după săptămâna de rugăciuni. A fost parafat, a fost garantat în Hristos și astfel avem garanția neamul omenesc, dar legea sa, legea sa veșnică, că despre asta vorbim, caracterul său nu a fost scris încă în inimile poporului său. Trebuie să se întâmple lucrarea aceasta. Trebuie să fie scrisă la fel cum a fost scrisă în Isus solul Legământului. Și profeția aceea din Ieremia, aceasta din Ieremia vorbește, după cum puteți vedea, despre sistemul fundamental al guvernării divine. Despre, fără de ea nu există lege, viață. E legea veșnică. Toate ființele create de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om sunt conectate la izvorul vieții prin locuirea Duhului Sfânt. Și asta înseamnă să aibă înscrise legământul cel veșnic. Și de asta nu s-a împlinit. Asta este ordinea creațiunii și astea sunt principiile neprihănirii. Înțelegeți? Când legământul a fost rupt, când Duhul Sfânt a fost alungat, nicio ființă de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om nu poate să trăiască în neprihănire. Nu ești legat în acest sistem de operare, în această rețea, nu trăiești în neprihănire și nu ești conectat la viață. Asta este ordinea creației unii. Și nu este o invenție uh, uh, generată de rebeliunea lui satana. E fundamentul vieții și funcționează în întreg universul. Așa este racordarea la viață, la veșnicie, la neprihănire și la bunăstare. Da? Legământul Harului nu este un adevăr nou, spune Sora White, deoarece el a existat în mintea lui Dumnezeu din veșnicii. De aceea este numit legământul cel veșnic. Planul de mântuire nu a fost conceput după căderea omului spre a răpăra răul cumplit care se produsese. Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelie, predicarea lui Hristos, lui Isus Hristos ca fiind descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului Celui Veșnic a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Deci, argumentul acesta că legământul este etern devine copleșitor, aș putea să spun în descrierea scopului sanctuarului în Isus Hristos. Deci este copleșitor. Deci n-a fost o reacție ca urmare a căderii în păcat, ci este sistemul lui Dumnezeu. Și când înțelegi că este din veșnicii, atunci când legi de lucrarea curățirii sanctuarului și a descoperirii scopului etern în persoana Domnului Hristos din Hristos Lumina Lumii 161, atunci este copleșitor să descoperi lucrul acesta. Prin curățirea templului, Iisus și-a anunțat misiunea sa mesianică și și-a început lucrarea. Templul acela înălțat pentru ca Dumnezeu să locuiască în el în prezența sa avea ca scop să fie o pildă pentru Israel și pentru lume. Scopul lui Dumnezeu a fost din veacuri veșnice ca fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Întunecată și mânjită de rele, inima omului a încetat să mai descopere slava celui sfânt, dar prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul cerului este realizat din nou, din veșnicii, legea veșnică. Dumnezeu locuiește în corp omenesc, iar prin Harul Salvator, inima devine din nou templul său. Asta este legământul cel veșnic. De aceea profeția lui Ieremia este încă neîmplinită până în ziua de astăzi. Asta este legea veșnică de care vorbește David. Asta este legea veșnică și asta vreau să fac legătura și cu dumneavoastră. În lucrarea aceasta veșnică. Mai departe. Litera mem de la versetul 97 la 104 și este un strigăt uh, re, uh, repetat și în inima mea și în inima dumneavoastră de cât de mult iubim legea lui Dumnezeu. Cât de mult uh, iubim persoana lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Acum când se vorbește despre noi, se spune, aia tot spun acolo despre scopul etern, despre legea lui Dumnezeu și despre totul este gata, poftiți la nuntă, toată ziua repetă lucrurile acestea și în fiecare verset din Scriptură și în fiecare verset din Psalmul 119 e o leagă de scopul etern, este invitația de a fi la nuntă. Păi, fraților, nu știm să facem altceva. Noi iubim această lege, noi am înțeles acest sistem de operare și vă prezentăm și dumneavoastră. Toată ziua vorbim despre lucrul acesta, toată ziua repetăm lucrurile astea. Astea sunt cele mai dulci pentru noi, sunt cele mai bune cuvinte pentru cerul gurii noastre. Dacă vreți să urmăriți și să le descoperiți și dumneavoastră, sunteți bineveniți. Sunt mai dulci decât mierea în gura noastră. Pentru că am înțeles ce este legea. Am înțeles că legea lui Dumnezeu este de altă natură. Am înțeles că este într-un contrast izbitor cu ceea ce înseamnă lege, legile națiunilor. De exemplu, legile națiunilor impun respect prin pedepsele generate de călcarea lor. Da? Nu au nevoie. Legile națiunilor și a țărilor în care dumneavoastră vă duceți viața nu așteaptă nimic altceva decât respect. Și atâta timp cât legea este respectată, este satisfăcută. Indiferent dacă omul crede că este o lege bună sau rea. Nu contează. Important este să o respecti. Legea țării, fiecare țări nu cere să fie iubită, nu cere să fie apreciată, nu cere să fie înțeleasă. Singura obligație este să eviți călcarea ei, aspectul ei prohibitiv. Și, bineînțeles, urmează pedeapsa. Legea lui Dumnezeu nu, nu intră în această categorie. Noi iubim această lege. Pentru că am înțeles că în împărăția lui Dumnezeu nu se folosește constrângerea pentru aplicarea legii. Cerințele ei sunt de altă natură. Și David a înțeles, de asta s-a bucurat atât de mult și ne bucurăm și noi. Din cauza asta, cei firești nu pot să păzească această lege, pentru că mai întâi trebuie înscrisă. Poți să pui tu câte sancțiuni ai vrea, poți să faci 6-13 legi, poți să pui tot felul de sancțiuni. Când vezi legea în aspectul prohibitiv, ai mari probleme. Așa au văzut-o pionierii mișcării advente și așa o văd foarte mulți conservatori din biserica noastră. Noi nu o vedem așa. Și bineînțeles că nu o vedem așa pentru că ăla e caracterul lui Dumnezeu. Pentru noi e legea desăvârșită a libertății, care nu așteaptă doar să fie respectată. Oții și atât, tot. Trebuie să înțeleg, trebuie să o apreciez, trebuie să o iubesc. E o ființă, e Dumnezeu. Trebuie o alegere liberă în mintea noastră. De asta David se bucură și scrie toate versetele uh, alfabetului evreesc în această prezentare. Adică e tot ce a putut el să spună. Afectează fiecare aspect al vieții noastre. Și trebuie să înțelegeți că în lumea liberă creată de Dumnezeu nu există pedepse, fraților, pentru călcarea legii. Sunt expresia caracterului lui Dumnezeu care trebuie să genereze doar apreciere și dragoste prin ceea ce oferă această lege. Oferă încredere, oferă confort, oferă siguranță, oferă neprihănire, oferă bunăstare, pace. Asta înseamnă să fii beneficiarul legământului cel veșnic. Asta înseamnă să ai caracterul lui Dumnezeu scris adânc în inima ta. Asta înseamnă dragoste agape, dragoste autentică. Este singura lege care produce libertate, este singura lege care produce belșug, este singura lege care produce încredere reciprocă, că degeaba ai tu dacă nu are și celălalt. E singura care produce dragoste și pace. Și acolo, în lumea lui Dumnezeu, el vrea, lumea aceasta lui Dumnezeu vrea să o pună în inima noastră. Asta înseamnă Regatul Păcii. Gândiți-vă că Lucifer a contestat tocmai această lege. Și el a creat, n-a creat, el a ordonat o, o lume în care legea și ordinea nu pot fi ținute decât prin amenințare. Și l-a prezentat și pe Dumnezeu ca fiind așa. Și cea mai glorioasă reușită a lor, a lui, a fost să amăgească pe Israel să intre în acest sistem prohibitiv și mișcarea Advent. Și până în ziua de astăzi, în biserica noastră, încă oamenii se cred, se tem de lege din cauza pedepsei și a poziției de executor al lui Dumnezeu la judecată. Și când, când, noi nu vedem aceste aspecte, am venit ori cu amendamente, ori le ținem, o ținem ca să nu dăm ochii cu, cu dătătorul care se uită la viața noastră și știe ce merităm. Și această acceptare o fi bună pentru legile în care trăiți, dumneavoastră, și în țara în care trăiesc, fie, trăim fiecare dintre noi. Dar nu aceasta este natura legii lui Dumnezeu. Pavel a fost unul care a trăit toate lucrurile acestea la cea mai mică frântură. Și totuși el a spus, băie, e de altă natură. Când a descoperit legea desăvârșită a libertății, a spus cât se poate declar că. Totul, totul, toată viziunea lui, toată, toate, toată, tot felul în care vedea lucrurile era cu adevărat un gunoi. De aceea, David descrie experiența fiului care a văzut Slava Legii ca nimeni altul pe această planetă. Ascultați, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. E Hristos, El a înțeles. E bucuria lui. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Vorbește Hristos aici. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Mă desfătez în poruncile tale căci le iubesc. Îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorez. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă fac mai priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Ați înțeles? E Hristos aici. El preamărește legea. Cum să nu avem noi plin, plină gura de dulceața acestui sistem de operare. Sunt mai dulci decât mierea. Poruncile tale mă fac priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Înțelegeți, fraților? Mai departe, litera nun de la versetul 105 la 112 am intitulat O lumină pe cărarea mea. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ați văzut? La Hristos se, se Împlinește cel mai bine acest, aceste paragrafe celebre, pentru că el a avut legea aceasta. Normal, normal că caracterul Tatălui a fost înscris în el și se vede cel mai bine la Hristos și așa va fi și la sfârșit. Solia neprihănirii lui Hristos cheamă Biserica să privească la Isus ca model pentru scopul lui Dumnezeu, ca și garant. Și noi credem că acest verset este împlinit în Domnul Isus Hristos. Pentru el, cuvântul lui Dumnezeu. Adică legea a fost o candelă pentru picioarele sale. De asta nu o păcătuia. O lumină pe cărarea sa. Și acum biserica noastră a ajuns în situația teribilă din cauza respingerii soliei din 1888, în care ei nu au văzut nici până în ziua de astăzi că el trăia în neprihănire datorită faptului că era locuit de Duhul lui Dumnezeu. Avea în el înscrisă această lege. De aceea conducătorii noștri au Hamat biserica la fapte mântuitoare. Pentru că au văzut legea în aspectul ei prohibitiv și pentru că au zis hai să limităm pe Iisus Hristos. Ei, noi le-am spus imitați-l cât doriți, cântați cât vreți, recitați cât vreți. Trebuie să aibă loc în dumneavoastră ceea ce a avut loc în el. Înțelegeți? nu va fi niciun produs, nu va fi niciun om. Ce să mai spun de o generație care să ajungă la nivelul de desăvârșire atins de Hristos, odată cu tot pământul, ca Dumnezeu să-i recunoască și să spună că în sfârșit acestea sunt ai mei și să-i sigilez. Nu se poate, fraților. Nu se va întâmpla niciodată, nu s-a întâmplat, deoarece rolul său este de model, da? Este de model. El este prototip. Ce a avut loc în el trebuie să aibă loc în noi. Și iată o foarte corectă explicație a scopului lui Dumnezeu descoperit în Hristos ca model, ca prototip. Cei care susțin că nu era posibil ca Hristos să păcătuiască nu pot crede că el a luat realmente asupra sa natura umană. Dar nu a fost Hristos ispitit nu doar de Satana în pustie, dar de-a lungul întregii lui vieți, de la tinerețe până la maturitate? A fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar deoarece a rezistat cu succes ispitei în orice formă, a dat omului un exemplu de săvârșit și prin amplele prevederi făcute în Hristos, noi putem deveni părtași de natură divină, scăpând de înteneciunea care există în lume prin poftă. Vedeți, dumneavoastră. Imaginea spune totul. Acest paragraf, și în paragraful următor. Dumnezeu țintește exact în inima problemei cu o claritate pe care nu o poate contesta nimeni. În Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Așa se explică de ce, ispitit în toate lucrurile ca și noi, a stat înaintea lumii neatins de corupție, deși înconjurat de ea. Nu, nu trebuie și noi să devenim părtași de acea plinătate și astfel, doar astfel, să biruim așa cum a biruit Hristos. Întrebare retorică. Și eu vă spun că aici avem una din cele mai simple și mai complete explicații despre ce înseamnă să devenim întruparea continuă a lui Hristos. Hristos este modelul. Ce a avut loc în noi trebuie să aibă loc în el, trebuie să aibă loc în noi. Noua omenire, ființe divino-umane, care trebuiesc modelate după, după, după viața Lui ca un templu, ca o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Și această operațiune se realizează la nuntă. E unirea Divinului cu umanul, care este cheia biruinței lui Isus Hristos. Singura cheie este rezultatul zilei spășirii. Și când poporul înțelege și va înțelege acest lucru esențial și este convins să vină la nuntă, Dumnezeu va încheia întruparea lui Hristos și astfel va putea să fie sfințit în noi sub ochii oamenilor. Și atunci se va trezi omenirea înțelegând cine a stat atâtea milenii pe tronul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Asta este oferta, fraților. Vedeți, la nuntă se realizează această operațiune extraordinară. La nuntă. Doar așa se va încheia marea controversă. Așa că aveți o invitație. Închei prin a spune în sfârșitul acestei a doua părți din Psalmul 119 că noi suntem invitați să devenim o nouă familie divino-umană. Și că Hristos ne spune, totul este gata. Poftiți la noi.